Jurnalele RTT. Centrul de zi Astra celebrează 10 ani de la înființare. Cu această ocazie și-a deschis porțile pentru foștii angajați, colaboratori și beneficiari. A fost o activitate rodnică în cei 10 ani ai Centrului de Îngrijire de Zi pentru copiii aflați în situații de risc, Astra. Acum reprezintă un exemplu de bune practici la nivel național. Aș spune un singur cuvânt, împlinire, atât pentru beneficiari cât și pentru colectivul minunat care s-a creat aici. E un colectiv care tratează cu maxim profesionalism toate problematica pe care o au acești copilași proveniți din familii aflați în situații de maximă vulnerabilitate. Cel mai bun exemplu pentru activitatea centrului a fost oferit de copiii care beneficiază de activitățile de aici. Au fost prezentate fotografii din cei 10 ani și în momentul în care cei mici se vedeau în poze alături de vreuna dintre angajate, alergau la ea și o îmbrățișau cu drag. Secretul centrului a fost dezvăluit de șefa centrului, Liliana Bolaj. Dacă ar fi un secret, nu vi l-aș spune, dar cred că dedicarea pe toate planurile și faptul că copiii te acceptă așa cum ești, pentru că și noi îi acceptăm așa cum sunt. Prietenie, loialitate, empatie și sunt multe de spus. După vizionarea imaginilor și fotografiilor din cei 10 ani de existență a centrului, actualii beneficiari au oferit un program artistic apreciat atât de părinții prezenți, cât și de angajații și colaboratorii centrului. Prin vicepreședintele Asociației 15 noiembrie Brașov, Dănuț Iacob, se declară nemulțumit că nici la 35 de ani de la Revolta Muncitorilor Brașoveni din 15 noiembrie 1987 nu s-a realizat monumentul promis de autorități. Monumentul ar trebui să cinstească memoria celor care au avut curajul să protesteze împotriva dictaturii ceaușiste, în ciuda represiunilor care au urmat și pe care erau conștienți că vor fi obligați să le suporte. Eu m-am uitat și în programul domnului primar, când a candidat. Eram atât de încântat că avea își propusese monument. N-a făcut absolut nimic. Ziua de 15 noiembrie era atât pentru el o zi de toamnă frumoasă cândva. Deci lucrurile astea m-au deranjat. Și am avut o discuție cu dânsul, face to face, la care a promis că se va implica. Dar vedeți dumneavoastră că nu s-a întâmplat nimic, din contră, monumentul ăla e în paragină. Am solicitat un punct de vedere primarului Brașovului față de aceste afirmații. Ca răspuns, purtătorul de cuvânt al primăriei Brașov amintește că municipalitatea sprijină în fiecare an evenimentele organizate de Asociația 15 noiembrie 1987 și anul acesta primăria a alocat 200.000 de lei pentru comemorare și 100.000 de lei pentru competiția sportivă. Monumentul Revoltei de la 15 noiembrie face parte din prioritățile municipalității alături de Revoluția de la 22 decembrie și monumentul dedicat lui Liviu Cornel Babeș. În această perioadă stăm în discuții pentru a găsi cea mai bună variantă. Există o variantă de a amenaja un drum al Revoltei anticomuniste care să cuprindă toate cele trei monumente și să fie un cadru lărgit sau doar să construim pentru fiecare acest moment din istoria României și a Brașovului câte un monument dedicat. Primăria dorește să organizeze un concurs de soluții pentru ca fiecare din cele trei importante momente ale istoriei orașului să fie cât mai bine pus în valoare. Mai bine de 3.000 de cărți și bunuri culturale neinventariate din colecția de carte veche a Colegiului Național Andrei Șaguna din Brașov, aflată în patrimoniul Muzeului Prima Școală Românească, au fost evaluate, fotografiate, documentate, luate în evidență și conservate până acum. Între aceste volume se numără prima gramatică românească, tipărită la 1797, Gramatica Românească a lui Radu Tempea, precum și un album cu chipurile domnitorilor publicat de Nicolae Iorga în perioada interbelică.
În acest proiect am luat cărțile care au fost tratate la Măgurele și în colaborare cu Muzeul de Etnografie din Brașov, care au un aparat special pentru așa ceva. Ele au fost tratate în așa fel încât să nu mai fie atacate de insecte sau alte atacuri care pot fi prezente în aceste cărți. Au fost desprefuite, au fost fotografiate, au fost trecute într-un registru de inventar potrivit legii și în plus, față de anul trecut, ca noutate, avem că în site-ul muzeului, primașcoalaromaniasca.ro, există un folder în care pot fi accesate sub formă digitală coperta și pagina de titlu a fiecarei cărți. Acțiunea a fost posibilă datorită a două proiecte care au beneficiat de o finanțare de 140.000 de lei din bugetul Consiliului Județean Brașov. Mă bucură că vedem la Prima Școală Românească o implicare extrem de serioasă. Evident, această implicare vine și pe fondul aplicării pe ghidurile de finanțare ale Consiliului Județean. Vedem că foarte multe obiecte de patrimoniu sunt conservate. Apreciez implicarea părintelui Sebastian Pârvu, care este directorul Primei Școli Românești, în valorizarea acestor lucruri. Muzeul Primei Școli Românești are o colecție impresionantă de carte veche, estimată la 6.000 de volume. În arhivele muzeului există și aproximativ 40.000 de documente vechi. Printre aceste înscrisuri se află o foaie care nu poate fi datată, dar după însemnările pe care le conține, pare să fie din secolul al XI-lea. Muzeul își dorește ca în cel mult 5 ani întregul patrimoniu să fie în siguranță, atât prin restaurarea sa, cât și prin amenajarea spațiilor, astfel încât să asigure păstrarea în condiții optime. A fost încă o zi plină de evenimente culturale foarte interesante la Ai Carte, Ai Parte. Artiștii mărturisesc că și pentru ei a fost o bucurie întâlnirea cu sute de elevi care au participat la recitalurile din această săptămână, când le-au citit copiilor texte românești incluse în programa școlară. În cadrul modulului de literatură s-au perindat câteva sute de elevi, aș putea spune, poate că au fost și 1.000 de elevi. Au venit cu mare plăcere, au urcat pe scenă alături de noi, au dat dovadă de foarte multă atenție la tot ceea ce li s-a oferit din partea artiștilor de notorietate care au fost prezenți aici. Și cu acest prilej țin să mulțumesc Inspectoratului General Școlar Brașov, domnului inspector general Ovidiu Tripșa, cât și doamnei Negril Mihaela, inspector de specialitate, pentru implicarea în acest proiect. Deja am avut reacții și din afara Brașovului, câteva publicații au consemnat acest lucru, publicații naționale. În modul interesant, Cartea de Cartier debutează sâmbătă în Răcădău. Publicul se va întâlni cu trupa de teatru Albinuțele și cu actorul Marian Râlea. Spectacole de excepție vă mai așteaptă la Reduta până la finalul maratonului cultural care se încheie duminică la Brașov. Sâmbătă seară Chirița cu Teatrul Național, iar duminică lecția lui Eugen Ionescu. Fac precizarea, elevii au acces într-un mod special, adică doi elevi pot intra pe un bilet. La Cinema One vom avea în ultimele două zile, sâmbătă și duminică, vom avea două proiecții cinematografice, tot cu intrare liberă, e vorba de Egregora și Un timp prin care am trecut. E vorba de producțiile a doi regizori independenți, Andrei Chiriac și Radu Silviu. Pentru a fi siguri că nu pierdeți un eveniment care v-ar fi interesat, accesați site-ul aicarteaipartebv.ro, unde regăsiți programul complet al Mișcării Culturale Internaționale de la Brașov. Municipalitatea și-a propus ca obiectiv pentru următorii ani ca fiecare brașovean să aibă la maxim 250 de metri de locuință,
o pistă pentru biciclete. Primăria, în parteneriat cu Asociația Metropolitană pentru Dezvoltarea Durabilă a Transportului Public Brașov, a depus în 4 noiembrie o solicitare de finanțare nerambursabilă prin administrația Fondului pentru Mediu, în valoare totală de peste 10 milioane de lei, inclusiv TVA, pentru amenajarea a 19,9 km de piste pentru biciclete. Solicitarea vine în completarea celorlalte proiecte pentru amenajarea de trasee Calea Verde a municipiului Brașov, conectarea ariilor majore de teren prin soluții de transport ecologic. Cele două trasee sunt finanțate prin POR, iar pentru piste s-a solicitat finanțare prin PNRR. Lungimea lor totală depășește 80 de kilometri, transmit reprezentanții municipalității. Și de data aceasta, depunerea proiectelor a fost un sprint, mai ales că după primele două minute s-au terminat fondurile alocate, a menționat primarul Alen Coliban. Brașovul a reușit să depună solicitarea de finanțare în acest interval printr-un efort comun al primăriei, Consiliului Local și mai ales al ADI-ului de transport, a precizat primarul Brașovului. Proiectul Dezvoltare rețea de mobilitate urbană integrată și conectată prin soluții de transport ecologic în zona metropolitană Brașov, axa nord-vest-sud-est cu ramificații, depus pentru finanțare în cadrul programului de realizare a pistelor pentru biciclete gestionat de Administrația Fondului pentru Mediu, vizează amenajarea de piste pe următoarele trasee. Legătura cartier Stupin cu cartierul Bartolomeu Nord Avangarden, tronson de legătură între zona Bartolomeu Nord Avangarden și zona centrală a municipiului Brașov. Conexiune zona Fartec, cartier Tractorul Avangarden, inel Centrul Civic, tronsoanele inel Centrul Civic, strada Hărmanului, inel Centrul Civic, strada Zizinului și Răcădău Centrul Civic. Traseele mai pot suferi modificări ca urmare a elaborării studiilor de fezabilitate, în cadrul cărora vor fi definitivate soluțiile optime pentru toate categoriile de trafic, cu bicicleta, pietonal și rutier. Muzeul de artă a invitat publicul joi după amiază la o dublă lansare de carte în cadrul salonului de carte Bookfest la aula Universității Transilvania. Editura muzeului a lansat două volume care tratează patrimoniul Muzeului de Artă Brașov și istoria artei brașovene, Radu Tătaru, Muzeul de Artă Brașov, Patrimoniu Salvat, și Radu Popica, Centrul Artistic Brașov de la origini până în contemporaneitate, artele plastice, secolele 15. 20. A fost o plăcere să citesc. Dacă lucrarea lui Radu Popica este o sinteză comprimată, în care efortul de sinteză și efortul totuși de a aduna în mod erudit datele se combină, aici este o chintesență, dar o chintesență echilibrată. Și vreau să spun că în întregul ei, parcurgând imaginile, îți dai seama de niște analogii. Lucrarea este, dacă doriți, o istorie sinceră a artei brașovene, ca să parafrazez un istoric celebru. Deci de câte ori au fost lucruri nu tocmai fericite de spus despre arta brașoveană, le-am spus. Deci nu m-am ferit, nu am încercat să o frumusețez, să vopsesc în roz ceea ce am descoperit. Am spus lucrurile așa cum au fost ele. Și avem și o carte de istorie arte la Brașov. De asta spun că, practic, avem aceste mari epoci istorice de care spunea și Ruxandra înainte, dar fiecare are acest strat care se adaugă unul după altul în mod extrem de fericit. O construcție literară, aș spune, cum nu prea avem ocazia să vedem, permițându-ne să înțelegem contextul. Cele două volume se găsesc la recepția Muzeului de Artă, alături de multe alte cărți despre artă și artiști. Jurnalele RTT.